Povestea aceasta începe așa, ca orice poveste. Un el întâlnește o ea și încet, încet, totul se schimbă. Dacă Dumnezeu ar uita pentru o clipă că sunt doar o păpușă de cârpă și mi-ar dărui o fărâmă de viață, probabil nu aș spune tot ce gândesc, dar cu siguranță aș gândi tot ce spun. Aș aprecia lucrurile nu prin ceea ce valorează, ci prin ceea ce semnifică. Aș dormi puțin și aș visa mult, deoarece cu fiecare minut în care închidem ochii, pierdem 60 de secunde de lumină. Dacă Dumnezeu mi-ar dărui puțină viață, mi-aș pune haine simple. M-aș întinde la soare pe burtă, dezvelindu-mi nu numai corpul, ci și sufletul. Dacă aș avea un crâmpei de viață, ți-aș scrie toată ura pe o bucată de gheață și aș aștepta să iasă soarele. Nu aș lăsa să treacă o zi fără să le spun oamenilor pe care îi iubesc că îi iubesc. Le-aș arăta oamenilor cât de mult greșesc dacă cred că nu se mai îndrăgostesc când încep să îmbătrânească, neștiind că, de fapt, îmbătrânesc atunci când nu se mai îndrăgostesc. Unui copil i-aș da aripi, dar l-aș lăsa să învețe singur să zboare. Pe cei în vârstă i-aș învăța că moartea nu vine odată cu bătrânețea, ci odată cu uitarea. Am învățat atâtea lucruri de la voi, oamenii. Am învățat că toată lumea vrea să trăiască pe culmea muntelui, neștiind că adevărata fericire este să urci panta. Am învățat că un om are dreptul să-l privească pe altul de sus numai atunci când îl ajută să se ridice. Spune întotdeauna ce simți și fă ceea ce gândești. Ziua de mâine nu este asigurată nimănui, tânăr sau bătrân. Tot ce rămâne după noi e cât am iubit, cât am dăruit, cât am mângâiat, cât am fost de blânzi și cât am fost de buni. Cât de mult ne-am lăsat inimile să iubească și să dăruiască. Bucurie, sprijin și căldură. Atât. Fiecare etapă a vieții are o culoare. Tu, în ce culoare ești?